Învață cum să pui banii în mișcare. Vino în orice sucursală BCR sau pe bcr.ro să vorbim despre soluțiile financiare potrivite pentru tine. Salutare și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre investițiile pe termen lung în piața de capital, cum filtrăm companiile cu potențial de creștere peste medie și înainte de toate acestea, ce bune practici avem de respectat. Pentru că nu este așa, trebuie să fim pregătiți ca să ne asumăm o strategie de investiții pe termen lung pe 10 ani și aici sunt câteva criterii esențiale de care trebuie să ținem cont. Pe termen scurt pot apărea momente de vulnerabilitate, de volatilitate, fie în viața noastră să avem nevoie de bani pentru urgențe neprevăzute sau piața de capital să fluctueze. Așa că mereu este bine să avem o rezervă moderată de lichiditate, minimă numai jos de 3 luni, se cheamă fondul de urgență. Eu vă recomand 6 luni de cheltuieli. Deci dacă ai cheltuieli, să spunem, 1000 de euro pe lună, e suficient să ai 6.000 de euro în depozite, te poți duce la fondul de chiar 12 luni dacă ai o situație mai atipică cu tot felul de riscuri care pot apărea pe termen scurt. Al doilea criteriu și regulă pe care trebuie să o ții mereu în minte este că dacă ai un credit ipotecar, este de preferat ca în primii 5 ani toate economiile să le folosești la rambursarea anticipată, pentru că acolo pentru fiecare un leu pe care îl plătești, dobânda viitoare economisită este 4 lei. Dacă au trecut 5 ani până la 10 ani de la contractarea creditului ipotecar, jumătate din economii se duc la rambursarea anticipată, jumătate la investiții, pentru că după 10 ani de la contractarea creditului ipotecar, toți banii, toate economiile să se ducă numai la investiții, deja dobânda s-a plătit peste 60% în primul deceniu sau, mă rog, prima treime dintr-un credit ipotecar pe 30 de ani, deci nu te mai ajută să faci rambursări anticipate. Apoi să ai un buget de cheltuieli ca să știi pe ce dai banii și să economisești, corelat cu niște obiective foarte clare. Văd prea mulți oameni care economisesc într-o găleată pentru obiective generale, fără să știe foarte clar ce bani pun, pentru ce obiectiv, când vreau să obțin, ce vreau să obțin. Asta înseamnă planificare financiară. Și sigur, apoi să investești cele trei reguli sfinte, lunar, diversificat și pe termen lung, prin ETF-uri sau fonduri mutuale, strategic 80%, partea tactilă, speculativă, mai riscantă, să nu depășească niciodată 20%. Eu, pentru familii mai vulnerabile cu cheltuieli mari și cu venituri peste marginal, peste cheltuieli, nu le recomand să depășească chiar 10% pe această zonă tactilă, adică speculă pe criptomonede, valută, metale prețioase sau startup-uri. Pe toată harta de investiții, cum poți investi în piața de capital, reținem modalitatea directă, adică tu faci acele investiții, dar pasiv, adică mergi cu piața pe termen lung prin replicare indice. Am povestit la Banii Mișcare, toate episoadele sunt arhivate pe digi24.ro la emisiuni, cum replici un indice și apoi indirect, dacă mergi printr-un intermediar, să fie un fond mutual autorizat la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Dacă faci investiții directe, active, tu cumperi, tu vinzi cât și când, trebuie să te pricepi, să investești timp și acolo contează foarte mult să faci o analiză tehnică care necesită timp, cost, bani și vă recomand un site BVB Research unde poți să ai un ghid care să te ajute și tot felul de rapoarte analizate. Deci avem aici harta cu toate modalitățile pentru a investi pe termen lung în piața de capital. Haideți să vedem cum alegem acele companii care au potențial mai mare de creștere pe termen lung. Și aici am citit mai multe dintre analizele, opiniile, rapoartele și inclusiv intervențiile la conferințe ale celui mai cunoscut investitor din piața de capital din toate timpurile, un respect deosebit pentru Warren Buffett, care ne recomandă 6 criterii de selecție
protecție pentru companiile cu potențial mare de creștere pe termen lung, o să le prezentăm în episoadele următoare. Așa că țineți aproape și nu uitați. Banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Continuă călătoria și învață să pui bani în mișcare cu BCR. Te așteptăm în sucursale sau pe bcr.ro. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.